Astăzi, Laura împreună cu fetele și-au adus aminte de Ionela și spunea. Laura, cum a fost aia, Albert, m-am întors, asta o să rămână. Și Elena a intervenit în discuție, spunea că a zis Ionela când a plecat că ea o să trimită pachet, scrisori, ea nu o să facă la fel ca alții care au părăsit competiția și nu au mai dat niciun semn, dar nu au primit nimic. Și Laura spunea că poate a trimis, dar tocmai din Moldova poate ajunge mai greu. Și apoi Elena i-a cerut o țigară Cristinei, ea i-a zis că da, îi dă, dar să pună bricheta înapoi în pachet că s-a săturat, se tot pierd brichetele, se tot iau de fapt. Și Laura a zis, pai unde poate să plece că tot aici în casă sunt și sunt prin buzunare probabil, dar nu înțelege cum să iei ceva ce nu este al tău. Cristina spunea că nu își mai bate capul, mai sunt 5 săptămâni și așa ca o concluzie a acestui sezon spunea că în comparație cu alte sezoane, îi se pare că nu au fost așa cine știe ce certuri, că s-au înțeles.